Deci, pădurile noastre care au aproximativ 30 de metri înălțime nu sunt de fapt păduri, ci sunt tufișuri. Tufișuri de 30 de metri. Și acum știu că toată lumea o să, adică foarte multă lumea o să mă insulte, dar aici încercăm să facem știința adevărată. Și acum. ceea ce spun oamenii de știință este că, ai fapt, asta ți-a dat o poză, ți asta respectivă, așa să spun eu. Ăsta, ce vezi tu aici, a fost creat, a fost format din cauza lavei, care iese dintr-un vulcan în erupție, care se congelează în timp ce urcă spre cer, așa, când, izbe, când izbește în pământ și se congelează și se formează structuri perfecte, simetrice, în formă de hexagone și asta este creația lavei vulcanice care iese din, din pământ. No, și asta este adevărul. Și atunci, atunci tu o să-mi spui că sunt nebun, pentru că asta este pur și simplu un trunc de copac care a fost tăiat, nimine face cu lava vulcanică, dar, de fapt, adevărul este că lava vulcanică creează chestiile astea, pentru că o să înțelegi mai departe. Ce este adevărat este că rușii, în special, și nu doar rușii, și americanii și alții, dar rușii au făcut niște investigații foarte faine în timpul erei sovietice și au zis că pe pământ nu există păduri mai, mai, bătrâne, mai în vârstă de 200 de ani, 2 secole. În special și pădurile din Siberia, care sunt cele mai vechi păduri din lume în Siberia, n-au mai mult de 200 de ani. Și chiar sunt păduri care au 100 de ani, 150 de ani. Foarte interesant. La fel și cu privire faptul că oceanele din lume au aproximativ, adică au abundanță foarte mare de dioxid sau bioxid de carbon. Ceea ce înseamnă, au la concluzia sovieticii și biologii, pardon, științificii și biologii sovietici că când, pardon, mai de mult în lume a fost o, un mare incendiu. Un mare incendiu care probabil și din cauza aceasta Antarctica sau Antarctica este și Polul Nord sunt acoperite de gheață și de zăpadă pentru că acolo sunt niște munți și piramide foarte mari care sunt acoperite de gheață și zăpadă. Dar spun sovietici, au spus sovietici că nu mai există lumea Sovietică, că aceste organisme care au ars, totul arse ars pe pământ, totul a ars, ființe vii și așa mai departe și vaporul respectiv de, de care a ieșit din arderea ființelor s-a dus până la Antarctica și la zidul de gheață și acolo s-a format apa sub formă de precipitații de apă și de gheață și de, și de zăpadă. Acum, ca să înțelegem, știm că uriași au existat, mai ales că România și adică zona de asta la Carpațelor este legată strâns de uriași, nu este unica din lume, este dintre cele mai unice din lume, care sunt o grămadă de uriași care au fost ascunse toate descoperirile și cu bucegii. Se spune se știe clar că Uriaș au existat, ci că se presupune că diferența de volum între astăzi și trecut este de 20.000. Ca să înțelegeți, am pus un camion și o bucată de pâine și asta ca ar fi diferența între 1 la 20.000 în ceea ce prește volumul ca să care era mărimea ființelor, plantelor, animalelor și oamenilor care era uriaș mai de mult, cum este scris în legende și în mitologie. În ceea ce privește plantele, se știe clar că au fost uriași, că erau copaci ăștia uriași, cum apare și în Avatar în film și în legende și în bazmele românești chiar, și în ceea ce privește știți cu toți acum ce a fost în California, dacă nu știți vă spun acum, cu aceste poze în alb și negru care arată cum au tăiat ăștia acei secoia foarte mari. Aceasta a fost marea despădurire sau depădurire când s a distrus pădurile din California între 1880 și 1920. Aia 40 de ani, la sfârșitul secolului XIX, pe începutul secolului 20, ăștia au făcut dezastre. Foarte interesant cum au supraviețuit copacii ăștia acele bombardări planetare din la începutul secolului 19, presupun că din cauza că acele bombardamente în epoca lui Napoleon, când s-a spus clar că pe cer se vedeau misile și tot felul de arme poate că a fost doar cu privire la vechea Tartaria, Rusia, Europa și în America, poate că a fost, dar nu în toate părțile. În fine, ceea ce este interesant la fel, faptul că acești secoia aveau peste 100 de metri, 100 și ceva de metri și evident că oamenii care lucrau acolo aveau nevoie să lucreze pentru că le trebuia bani ca să-și plătească chiria și mâncarea și familie și așa mai departe, așa s-a înmulțit omenirea în secolul 19 și 20. Dar să nu credeți că acest lemn, nu știu dacă a fost folosit lemnul specific pentru ceva, dar este adevărat că au făcut tot posibilul ca să ascundă istoria planetară, istoria lumii, pentru că copacii, după cum știți, sunt ca și un fel de hard drive sau un hard disk pentru un computer, deci ei stochează informația lumii și pentru un copac se știe ce a fost, când a fost vremea și nuanțele naturii și totul, deci se știe, practic este informație, sunt, sunt bazele de date copacii pentru natură. În faptul că au lăsat în viață anumit secoia în California, nu știu care este motivul, poate că se râdă de noi, poate că a fost intenționat lăsat în viață, evident că acest secoia apar și în legendele, sunt foarte multe legende în care, mai ar fi cărțile scrise în bazme, cum am spus, este o carte care se numește Legendele din Crimea, dar indiferent ce povesti, povesti vedem în ce limbă, pentru toate limbile Pământului vorbesc același lucru, cum că mai de mult se transformau ființele vii în piatră. Chiar și în textele biblice apare chestia asta. Trebuie să relaționăm lucrul ăsta cu tehnologia militară și cu armele, evident, cum a fost și cu cazul cu Tartaria și cu alte chestii și găsim fosile de tot felul de animale, chiar și animale care trebuiau să moară din punct de vedere să se putrezească, pentru că pentru că sunt țesut organic și totuși apar fosile de animale. Evident că secoia care au rămas în viață sunt făcuți pe bază de carbon, deci sunt ca și copacii normal de care știm din tufișurile astea care le au mai rămas pe pământ. Dar aici avem Marele Canyon, înainte ca să intru în cei de siliciu, Marele Canyon este practic o mină de exploatare, ceea ce a rămas de fapt, oamenii o consideră ca și o rezervație specială, de când de fapt este o o groapă de gunoi, practic. Poți să spui numai că oamenii nu, oamenii nu, pot să spui asta oricine pentru că te-ar blama toată lumea și ți-ar ți spune multe chestii. Craterele nu sunt meteoriți care vin dintr-un spațiu universal 3D pe informatică și computer, ci sunt bombe care au căzut. De deci, aceea Siberia este plină de bombe care au căzut peste orașe, cum au fost orașele din vechile de pe vechile hărți, de mai mult au căzut bombe multe și s-au dus de prăpăt foarte multe orașe, aceasta sunt foarte multe cratere, se explozii care au fost la nivel de pământ. Am mai făcut un video chestia asta cu exploziile care au fost, în special în limba rusă, se știe foarte multe informații cu privire la exploziile din Rusia și Ucraina de astăzi și alte părți din zona respectivă. Apoi, cu privire la copaci de siliciu, ce-a rămas este muzeul de piatră, muzeul pădurii de piatră din. este un National Park, un parc național în Arizona, în Statele Unite. Aceștia sunt și că pietrele prețioase care s-au format din cauza lavei vulcanice. Știți, toată istoria asta banală a oamenilor de știință care cred că, au, cred că am minte de măgar, dar eu nu mă văd ca și un măgar în fine. Și atunci. E evident că ceea ce se vede aici în Arizona sunt resturi de copaci tăiați, de siliciu. Nu, cum să spun, procesul de petrificare, după cum spune Wikipedia și știința oficială, spune următorul lucru. Petrificarea se face subteran când corpul sau cadavrul este acoprit de sedimente și prin nu se deteriorează pentru că este o lipsă de oxigen. E acum. Asta spune știința oficială. De acum dacă tu crezi că un dezastru natural, cum ar fi o explozie vulcanică, vulcanică, un vulcan erupe și aruncă cenușă și foarte multă lavă și cenușa și lava respectivă acoperă o ființă vie, cum ar fi un mamut sau o ființă umană sau un uriaș sau orice, sau un dinozaur sau în fine, și îl prezervează, deci rămâne prezervat pe istorie și nu se putrezește pentru că din cauza sedimentelor ce că depuse de către lavă și cenușă, bacteriile din aer nu mai fac să se descompună corpul și cadavrul. Ei, hey, eu, din câte știu, orice ființă vie se descompune. Sunt, de fapt, doar două lucruri. Deci, o ființă vie, of, indiferent ce este plantă, animal, om sau lemn, nu se transformă în bioxid de siliciu, ceea ce este materiale din care se află făcut uh, Parcul Național din Arizona. Și o ființă vie poate să aibă doar două destine ori să rămână în ambar, cum este în, pardon, în chihlim, se spune chichlimbar, nu știu dacă este chihlimbar sau am un laps, acum în limba română. Dar este da, mă înțelegeți, aveți poza respectivă, cum sunt cazuri speciale în care insectele au fost prinse în așa în acest lichid ale copacilor sau pur și simplu să putredească. Deci nu există să se transforme lemnul în piatră sau o ființă umană să fie petrificată de către lavă, deci de către o tehnologie sau o știință adecvată, da, nu de către lava din vulcan. Asta este o aberație. Acum că ei spun, oamenii de știință, o versiune oficială, că vulcanii ăștia care au erupt acum 200-300 milioane de ani, deci fii atenți, oamenii de știință spun în toate limbile că lemnul nu doar că nu a ars, că deci a venit lava, lava pe el și nu a ars, n-a ars lemnul, a supraviețuit putrezirii 250 de milioane de ani sau 300 de milioane de ani, depinde cum spune fiecare, cu dinozaurii și pe urmă au mers împotriva tuturor legilor fizicii, chimiei și biologiei și au rămas transformați în pietre sau în ceea ce vedem astăzi în Parcul Național din Arizona, sau în alte locuri. Ei, e grozav să am de știință, mă. deci eu rămân, eu rămân pur și simplu în mine, așa să -mi, mai bine spun, nu spun ceva, că să-mi pare rău după aceea când mă gândesc la ei, dar hai să continuăm. Acum știți cu toții că au fost tăiați, deci ceea ce se vede în Parcul Național de Arizona se vede că au fost tăiați, clar. Nu este cum că s-au rupt sau că au căzut de nu știu unde, s-au tăiat, au fost tăiați cu materiale, cu tehnologie, cu armament, cu ce vrei tu să-i spui. Cine a făcut chestia asta, în ce timp, înainte sau după? cu ce tehnologie a fost uriașii. după cum știți, astea care sunt în parcul din Arizona nu sunt copacii originali, sunt ramurile. Deci sunt ramuri, resturi din copacii ăia originali. Copacii originali, de fapt, acum o să vă arăt, dar înainte să vă arăt copacul original, care pe spun că l-a văzut deja toată lumea, vă arăt aceasta, care vă mai spun încă o dată, deci vă repet, pentru că eu respect academicienii. Academicienii absolutiști și supremi spun lucru. Acesta este rezultatul, este un, o meseta, o mesa și este un munte și s-a format din cauza magmei și a lavei care iese din vulcan și care iese din interiorul pământului și se congelează în timp ce urcă, în timp ce merge în sus și rămâne perfect congelată, formând forme perfecte hexagonale și din cauza aceasta este Devil Tower sau turnul diavolului în Wyoming, în Statele Unite, care este unul dintre multele exemple care sunt de copaci în lumea asta, care au rămas în picioare, mă întreb de ce i-au lăsat pe toți în picioare, poate puteau să-i distrugă pe toți, poate n-au avut chef, poate s-au plictisit ăștia și evident, deci ăsta este rezultatul, după cum spun, spune știința, magma, lava, 200 milioane de ani, urcă, merge în sus și se congelează instantaneu, asta cred 7 miliarde de, sau 8 miliarde de oameni. Evident, aceste, această fibră sau este trunchiul care coboară așa, merge în jos, este curbat ca și cum sunt fibrele de la un copac și este hexagonal și perfect simetric, asta este creația lavei. Ce fascinant și extraordinar, deci și în ziua de asta, am văzut o grămadă de vulcani și la documentare și niciun vulcan mai nu se... Când se răcește lava, se formează de niște forme prostești care nu au nicio formă de fapt, dar trebuie să recunoști că acum 200 milioane de ani lava era mai inteligentă, avea creier, gândea ca și o ființă umană. De aceea științificii știu așa de multe lucruri. Și Evident, este o maestrie, o operă de artă când vedeți cât de bine sunt făcute aceste ramuri, sunt fibre, ca și cum ar fi fost, ca și cum sunt construcțiile din Balbec sau megaliții Megali 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 care se află în lume. În ceea ce privește forma hexagonală, care pe mine mă fascinează foarte mult, pentru că albinele la fel fac, în, deci când își fac depun fagurii de miere și așa mai departe, și ceara, fac forme hexagonale, pentru că universal și științific este cunoscut că, la nivel de instinct al uh, creației, Formele hexagonale sunt formele perfecte pentru spațiu redus și cât mai multă eficiență. Și, deși albinele nu știu matematică, fac asta din instinct. La fel sunt și cu privire la cărțile de botanică, unde vedem tăiet, tăiet, secvențe tăiate din plante, unde se vede clar tăiet, deci fa, forma interioară, cum este de hexagon. De ce hexagon? Deci, ca și Devil Tower, ca și alte uh, alți copaci care sunt în lume, ca și albinele, tot este hexagonal. Asta înseamnă că și este clar că acest Devil Tower și alții ca și el care are 386 de metri înălțime ce a rămas din el este un sistem vertical de fibre de copac care a rămas de, de, siliciu și este alt material, deci nu este un copac bază de carbon, este dinaintea resetării, este altă creație, este din altă omenire, este din vremea uriașilor, cine știe din ce omenire, cine știe câți ani, sau poate că nu se așa nici ca așa de mulți ani, cine știe ce s-a întâmplat aici, aici pe această groapă de pământ și apă înconjurată de zi de gheață. Și știți că acest Devil Tower a apărut în filmul ăla faimos din 1977, um, Close Encounter of the Third Degree, adică un fel de întâlniri, în, nu știu cum este spune în limba română, întâlniri apropiate de gradul 3, cu chestia cu extraterestri și cu IT, evident făcut intenționat filmul ca să oamenii să creadă că acolo este locul în care te întâlnești cu extraterestri, ăștia urâți, gri sau ființele luminii, care este noua religie mondială cu extraterestri. Și în ceea ce privește, acum știți că chestiile astea cu copacii dau peste tot jos toată chestia cu religia, cu Dumnezeu, cu așa mai departe, cu Biblia. Deși în Biblie scrie multe chestii din astea, trebuie să înțelegi și Biblia cum a fost scrisă și de cine a fost scrisă și când a fost scrisă, care a mai spus chestiile astea. Este, este multă informație pentru cine trăiește îndoctrinat într-un fel sau altul, dar pentru cine are mintea deschisă și este o ființă umană adevărată care caută într-adevăr fără să-i pese că șocat este o informație pur și simplu extraordinară. Care a fost înălțimea lui Devil Tower? A fost 6 km sau 6.000 de metri, pentru că se știe, se calculează la nivel științific că dacă înmulțești diametrul, în cazul acesta diametrul la Devil Tower este 300 metri la bază, se, diametrul este a 20-a parte din înălțime, deci 300 de metri ori 26.000 de metri, 6 km, vă închipuiți, Devil Tower este unul dintre copacii mici care s au rămas, sunt copaci mult mai mari care au fost, deci putem vorbi de 10, 20, 30, 50 de km, cine știe, am văzut chiar și copaci de 100 de km. 100 de kilometri, deci uh, sunt lucruri care la început când le vezi rămâi pur și simplu șocat, deci îți vine așa un val de șoc extraordinar și zici, WOW! Și pe urmă, pur și simplu rămâne așa la nivel genetic, spune, da, e adevărat, deci mi se pare foarte normal și foarte clar în sfârșit, răspunsurile adevărate la toate întrebările care până acum erau doar răspunse la nivel de bazme și povești sau îți spuneau că ia mai lasă-mă și pe mine că n-am vreme sau du-te și vezi de treabă, nu? Cum spun foarte mulți că să-i lăși în pace. Și formele hexagonale aici avem uh, Giant Trail in Ireland. Asta este urma sau drumul uriașului în Irlanda, în Republica Irlanda și are la fel forme hexagonale. Sunt 40.000 de, de trunchiuri sau de fibre hexagonale, ci că spune știința oficială din nou că drumul uriașului, închipuiți-vă, îi spune drumul ori uriașului, deci folclorul irlandez, la fel cum este folclorul bazmilor românești, foarte, foarte bine conectate una cu altele pentru că în genetica umană există lăsat chestia asta și în folclor. Și se spune de către Wikipedia și știința oficială că sunt 40.000 de columne de bazalt interconectate între ele care s-au format din cauza unei erupții vulcanice. Din nou, deci ăștia au o chestie, au, mă pun pe la pământ oamenii de știință cum că spun că vulcanii să-mi demonstreze, să se arunce cineva într-un vulcan să-mi spună că se transformă în piatră pentru că pur și simplu vine să, sau să-mi arate cumva sau să se filmeze în timp real când se răcește lava, toată lumea știe că lava când se răcește nu formează forme hexagonale, deci în fine, spui chestiile astea într-o facultate și într-o universitate și îți dau dreptate oamenii de știință, dar îți spune nu poți să spui chestia asta pentru că dacă o spui rămâi fără lucru, rămâi fără job, rămâi fără finanțare, rămâi fără multe chestii. Asta este ipocrizia în care trăim în ziua de asta, nu doar în limba română, și în limba engleză, și în limba rusă, și în limba spaniolă, și în limba germană, și în toate limbile posibile. Din nefericire pentru rasa noastră de oameni. Și atât, dacă v-a plăcut acest video, sper că v-a plăcut și dacă nu a fost prea lung și dacă vă place, dați-mi like, pe mine motivează like-urile și comentariile pozitive, ale negative le cenzurăm și poate că vom face partea a doua cu acest video și chiar a treia, dacă vă place video așa mai scurte și mai concentrate cu multe informații, dar care trebuie este necesară ca să fie concentrată pentru că este foarte multă informație și prea scurt timp. Sper următorul video!